Doamnelor, domnilor, bună ziua! Sunt Victoria Pietraru și vă prezint știrile Canal 5. Un accident grav a avut loc în această dimineață în raionul Criuleni, fiind implicate un microbus și un camion. Imagini video de la fața locului au fost publicate pe rețelele de socializare. Potrivit poliției, un microbus condus de un șofer de 63 de ani a fost lovit lateral de un camion, care a efectuat o manevră de deplasare a benzii fără să se asigure. Impactul a fost destul de violent. Ca urmare a accidentului, 16 persoane au fost transportate la spital cu diverse traumatisme. Cu mai multe detalii revenim în jurnalul de seară. Accidentul s-a produs în localitatea Măgdecești, unde un microbuz care transporta pasageri s-a ciocnit cu un camion. După coliziune, microbuzul a ajuns într-un stâlp. În urma impactului, 16 persoane, printre care 2 minori, au fost transportate la spital cu diverse traumatisme. Pentru a afla mai multe detalii, am sunat la poliție și la purtătorul de cuvânt al Institutului de Medicină Urgentă, Dorina Arsenii. Comunicatorii au promis să revină pe parcursul zilei cu informații noi. În schimb, am vorbit cu purtătorul de cuvânt al Institutului Mamei și Copilului. Maxim Cazacu ne-a spus că viața celor doi minori se află în afara oricărui pericol, iar cel de-al treilea minor nu a avut nevoie de internare. Doi dintre pacienți au necesitat internare, având unul dintre pacienți având un traumatism craniocerebral, altul având mai multe leziuni, deci ambii au fost internați în departamentul de chirurgie. În stare de gravitate medie la moment. Unul dintre pacienți nu a avut nevoie de internare, a fost consultat și externat la domiciliu. Pe acest caz a fost inițiată o anchetă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii accidentului. Natalia Lazariuc, mama copilului de 10 ani, accidentat mortal pe trecerea de pietoni pe Bulevardul Dacia, chiar în ajun de Crăciun, de către un șofer care zbura cu o viteză de peste 80 de km la oră, s-a aflat în fața curții de apel Chișinău și a așteptat acolo decizia judecătorilor. Femeia îndurerată declara că nu se va clinti din loc până la pronunțarea hotărârii magistraților în privința șoferului care a ucis copilul și care, nefiind de acord cu decizia primei instanțe de un an și 6 luni de pușcărie de tip deschis, a atacat cu apel pentru a primi o sentință mai blândă. Mai exact, acesta a cerut ca executarea pedepsei cu închisoarea să fie suspendată condiționat. Spre seară, curtea a decis să trimită cauza la rejudecare. Iar magistrații Curții de Apel Chișinău au examinat cauza lui Mihai Puia, care în data de 23 decembrie 2022 a accidentat mortal un copil de 10 ani. Nefiind de acord cu decizia primei instanțe de un an și 6 luni de pușcărie de tip deschis, inculpatul a atacat cu apel hotărârea și a cerut o sentință și mai blândă. Mai exact, acesta nu vrea să execute pedeapsa cu închisoarea și cere să fie eliberat condiționat. Mama îndurerată a atacat și ea cu apel decizia primei instanței, cerând pentru șoferul care i-a ucis copilul o sentință mai aspră. Dis de dimineață, mama îndurerată a venit în fața judecătoriei pentru a afla prima decizie a completului de judecată. Mai mult, mama ne-a declarat că se roagă Domnului ca să le lumineze mințile judecătorilor, ca aceștia să iau o hotărâre justă și pe dreptate. Eu nu am vrut să vin, sunt aici și voi aștepta până seara decizia oficială care va fi publicată pe site, pentru că eu nu pot să trăiesc și nici să dorm, nici să mă gândesc la nimic, nici să lucrez. Femeia a chemat echipa noastră de filmare pentru a face un apel repetat celor de la guvernare să înăsprească legislația. Natalia Lazariuc, mama îndurerată, a făcut un apel către premierul Dorin Recean, care a zis că se va implica pentru a înăspri legea. După ce, la data de 1 octombrie a anului trecut, Natalia Lazariuc, împreună cu mai multe mame îndurerate, ale căror copii au fost accidentați mortal, a organizat un marș în Piața Marii Adunări Naționale, în care au cerut Parlamentului, Guvernului și președintelui Maia Sandu să ia măsuri astfel ca șoferii care urcă băuți, drogați sau fără permis de conducere și care conduc cu viteză excesivă și accidentează mortal un om sau îl schilodește să fie pedepsiți cu pușcărie de tip închis, cu termen de plin și nu astfel cum este în prezent. La 7 luni de la acel marș, părinții îndurerați așa și nu au primit un răspuns de la autorități. Aceștia nu au reacționat nici la un apel în acest sens al jurnalistei Canal 5 Diana Spătărel.
Au trecut mai bine de 6 luni de când noi ne-am adresat guvernului nostru, miniștrilor, parlamentului, președintelui nostru să ne ajute pe noi părinții care au pierdut copii pe șoselele țării, să fie luate pedepse juste pentru moartea copiilor noștri. Până astăzi noi trecem prin aceste umilințe, luptând pentru pedepse corecte. Aceasta este atât de umilitor să cerșești pedeapsă pentru moartea copiilor noștri. Mama îndurerată printre lacrimi a mai adăugat că inculpatul Mihai Puia, cu toate că se află în libertate de 1 an și 4 luni de la ziua tragediei, așa și nu și-a cerut scuze de la mamă. Mihai Puia, ucigașul copilului meu, până în prezent la libertate. Au trecut 1 an și 4 luni de când feciorul meu nu mai este în viață, iar șoferul niciodată nu a venit la locul accidentului să pună o floare sau la cimitir și niciodată nu s-a pocăit și nu și-a cerut scuze. Nu a căutat în acest 1 an și 4 luni să ne vedem pentru ca să își ceară scuze pentru ce a făcut, uitându-se la mine în ochi. Spre seară, Curtea de Apel Chișinău a publicat decizia definitivă pe site. Hotărârea prevede respingerea recursului inculpatului Mihai Puia și întoarcerea la rejudecare a cauzei în prima instanță. Amintim că anul trecut a avut loc o serie de accidente în care au fost implicați copiii care circulau regulamentar fie pe trecere de pietoni, fie pe biciclete. Natalia Lazariuc, mama lui Danilca, Olga Culai, mama Anastasiei, fetița ucisă pe trecerea de pietoni la Ciocana, strivită de troleibuz, Liliana Coșcodan, mama lui Valeriu, biciclistul ucis la Stăuceni, Violeta Gornet, mama lui Dan, un alt copil care circula regulamentar cu bicicleta și accidentat mortal, și multe alte mame care umblă prin instanțe de judecată și încearcă să-și facă dreptate. Amintim că prima instanță l-a condamnat pe Mihai Puia la 3 ani de închisoare. Din acest termen, Puia va sta după gratii doar jumătate. Instanța a decis că 1 an și jumătate din termenul pedepsei să fie cu suspendare, în cazul în care timp de 4 ani acesta nu va comite încălcări. De asemenea, șoferul urmează să achite familiei victimei 600.000 de lei. Declarat indezirabil în Rusia, deputatul PAS Oazu Nantoi își dorește acum o închisoare specială pentru politicienii moldoveni care vizitează această țară. O astfel de declarație de instigare la ură a fost făcută de deputat în cadrul emisiunii Secretele Puterii de la Jurnal TV. Ocolind principiul imparțialității stipulat în codul audiovizualului, moderatorul emisiunii a dat undă verde celor spuse de deputatul PAS. Declarația a fost făcută în contextul unei vizite recente a bașcanului Găgăuziei Evgenia Guțul și președintelui Adunării Populare Dmitri Constantinov la Moscova, acolo unde au semnat un acord de utilizare a cardurilor bancare pe teritoriul autonomiei. Închisori speciale pentru cei care au vizitat Moscova de la începutul războiului din Ucraina. Asta dorește deputatul PAS, Oazu Nantoi. Cât privește vizitele la Moscova, haideți să facem lista celor care au fost ultimul, după începerea agresiunii rusești împotriva Ucrainei la Moscova. Trebuie construit o închisoare specială din banii europeni pentru acest contingent. Ce, doar Guțul pleacă? Pur și simplu, regimul lui Putin încearcă să-i atribuie Eugenie Guțul valoare, plus valoare, prin asemenea sesiuni foto cu Putin și cu aceste declarații neghioabe de la Moscova, ca atunci când va veni momentul, eu sper, că justiția să-și spună cuvântul, ca ea să fie, deci, victima, tralala, păpușa asta, inclusiv șor de pe monitoare, au promis raiul pe pământul găgăuzesc. Și când raiul nu se realizează, ce spun ei? A, aceștia de la Chișinău blochează. Reprezentanții Partidului de Guvernare PAS nu au reacționat deocamdată la cele spuse de Nantoi. Ceilalți doi interlocutori ai talk-show-ului, deputatul PAS, Lilian Carp și analistul politic Anatol Țăranu, de asemenea nu au avut replici în acest sens. Recent, bașcanul Găgăuziei Evgenia Guțul și președintele Adunării Populare Dmitri Constantinov au semnat la Moscova un acord de utilizare a cardurilor bancare pe teritoriul autonomiei, cu una dintre cele mai mari bănci rusești. Potrivit lor, acest lucru va permite bugetarilor și pensionarilor din autonomia găgăuză să deschidă conturi la una dintre băncile comerciale ale Rusiei pentru a efectua plăți și transferuri. Amintim că Rusia interzice intrarea pe teritoriul țării a unor oficiali moldoveni, ca răspuns la declarațiile regulate antirusești ale acestora și aderarea Chișinăului la sancțiunile împotriva Moscovei. Printre aceștia se regăsesc deputații PAS Oazu Nantoi, Lilian Carp și fostul ministru de interne Ana Revenco.
Partidul Acțiune și Solidaritate a rămas cu 62 de deputați. Doina German, șefa fracțiunii parlamentare PAS, a informat în debutul ședinței plenare de astăzi că Victoria Cazacu, a cărei fiică a fost vizată într-un dosar de corupție, a fost exclusă din grup. Decizia a fost luată în lipsa deputatului, deoarece aceasta stă în spital. Despre asta a declarat aseară fiica sa în platoul postului N4. În urma ultimelor evenimente, starea de sănătate a mamei mele s-a înrăutățit și a fost internată. Vă asigur că ea nu își va depune mandatul, dar va merge ca deputat independent, a spus Diana Cazacu. Amintim anterior și Victoria Cazacu a spus că nu își va depune mandatul, așa cum a cerut conducerea PAS, care a dat-o afară din partid. Diana Cazacu a declarat marți că acest caz este un scandal artificial de ordin politic, dar cu interese ascunse și frustrări personale ale unor oameni. Aceasta a cerut conducerii țării să respecte Constituția, prezumția nevinovăției și drepturile fundamentale ale omului. Purtătorul de cuvânt al fracțiunii parlamentare PAS, Adriana Vlas, a declarat că, deși această persoană se prezumă a fi nevinovată până la pronunțarea unei decizii de judecată, asemenea cazuri umbresc și subminează lupta noastră împotriva corupției. Ne menținem poziția anunțată și de punerea mandatului de către deputatul Victoria Cazacu este necesară în asemenea circumstanțe. Citat încheiat. Opinia cetățenilor expusă în cadrul referendumului privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană automat va deveni lege. Despre asta a anunțat vicepreședintele Parlamentului Doina German. Potrivit ei, în urma plebiscitului, deputații nu vor mai vota în Parlament pentru modificarea Constituției. Unii experți nu văd cu ochi buni această intenție și spun că se încalcă prevederile Constituției. Mai mult, potrivit acestora, totul se face pentru ca actuala guvernare să se mențină cât mai mult la putere. În cadrul unei emisiuni de la Realitatea Live, vicepreședintele Parlamentului Doina German a spus că după referendum nu va fi nevoie ca deputații să mai voteze schimbarea legii supreme prin vot parlamentar. Nu va fi nevoie de un vot în Parlament, automat votul cetățenilor, pentru că despre asta este referendumul republican constituțional, este despre votul oamenilor și asta este deasupra oricărui proiect de lege votat în Parlament. De aceea rezultatul referendumului automat devine lege. Expertul în drept, Alexandru Cuznățov, este de părere că intenția guvernării încalcă prevederile Constituției. În Constituție este indicat imperativ că orice modificare a Constituției efectuează cu vot a două treimi din deputați aleși. Adică sunt undeva cel puțin 67 de voturi care sunt. Asta eu consider că este o aberație și un nihilism asupra legii constituționale prin faptul că neavând votul constituțional, adică cele 67 de mandate în Parlament, se încearcă prin alte modalități să modifice această lege supremă. O încercare nereușită, în caz de față anticonstituțională, că încalcă prevederile Constituției care este, și în situația dată nu se găsește compromis. Constituția este o lege care stabilește formarea și existența statalității și organelor de stat, dar nu ține de aderarea la careva organizații internaționale, forumuri internaționale și așa mai departe. În caz de față vorbim despre aderarea la Uniunea Europeană. Pentru asta chiar nu necesită modificarea Constituției. Juristul Pavel Midrigan susține însă că preocuparea puterii este de a se menține cât mai mult la cârma țării. Nu este just, nu este bine, da? Cu atât mai mult că i-au micșorat pragul de validare a referendumului cu 33 numai, nu-i corect, adică nu-i reprezentativitatea cetățenilor. Se primește că la referendum e de ajuns ca a șasea parte din cetățeni să voteze și poate fi modificată Constituția, da? Adică în Parlament trebuie două treimi, dar la referendum a șasea parte. Dar pe guvernarea aceasta nimeni nu poate opri. Asta e niște mișcări numai pentru a câștiga alegerile, să aburească pe cetățeni, fiindcă sunt unii care nu se informează. Dar ăștia
care îndeplinesc voința partenerilor așa numiți de psihotare, merg peste tot numai să mențină la putere. Iar politologul Valeriu Ostalep susține că prin proiectul de lege propus de PAS privind modificarea Constituției se propune expres ca o parte din suveranitatea Republicii Moldova să fie cedată Uniunii Europene. Ostalep a făcut referire la articolul 140 aliniat 2, care prevede ca urmare a aderării prevederile tratatelor constitutive ale UE, precum și celelalte reglementări comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate față de dispozițiile contrare din legile interne, cu respectarea prevederilor actului de aderare. Referendumul constituțional privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană a fost inițiat de președintele țării Maia Sandu și ar urma să se desfășoare în ziua alegerilor prezidențiale. Iar întrebarea supusă referendumului va fi: sunteți pentru aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană? Amintim că anterior organizarea referendumului în aceeași zi cu alegerile prezidențiale a fost criticată de mai mulți politicieni, printre care deputați socialiști și lideri ai unor partide extraparlamentare, care spuneau că ideea organizării unui referendum odată cu alegerile prezidențiale ar putea fi o strategie electorală a actualului președinte pentru a obține mai multe voturi. Sandu a declarat după asta că la prezidențiale vine un număr mai mare de alegători. De aceea s-a propus ca referendumul să fie organizat în aceeași zi cu alegerile pentru șeful statului. Încă un copil a ajuns la spital după ce a mâncat prăjituri otrăvite oferite de o femeie alaltă ieri într-un parc din Tiraspol. Presa din stânga Nistrului scrie că mama fetiței de 4 ani s-a adresat la medici după ce a văzut postările despre primul caz, când o copiliță de 2 ani s-a intoxicat cu o chiflă dată de o necunoscută. Până vor fi gata rezultatele analizelor și a expertizei, cei doi copii, pentru orice eventualitate, au fost transferați ieri la Tiraspol, la Institutul Mamei și copilului din Chișinău. Informația a fost confirmată pentru Canal 5 de purtătorul de cuvânt al spitalului, Maxim Cazacu. Potrivit lui, micuțele sunt în stare de gravitate medie în secția de toxicologie. Între timp, medicii din stânga Nistrului susțin că efectele secundare după intoxicația cu otravă pentru șobolani nu apar imediat. Amintim că femeia care a împărțit copiilor într-un parc din Tiraspol prăjituri otrăvite a fost reținută. Forțele de ordine au fost alertate de către părinții unei micuțe. Fetița a venit la ei cu prăjitura pe care a reușit deja să o muște. Adulții au fost puși pe jar după ce au observat în chiflă granule albastre și miros puternic de acetonă. Ulterior, ei au găsit femeia și au reținut-o. S-a stabilit că suspecta are 34 de ani și este la evidența psihiatrului și narcologului. De asemenea, autoritățile din stânga Nistrului au luat-o la ochi, deoarece nu și îndeplinește corespunzător atribuțiile de părinte. Drumul principal din localitatea Capaclia, raionul Cantemir, arată ca după război. Pe uliță nu a mai rămas nici urmă de asfalt, iar cei care se încumetă să treacă pe acolo, mai ales noaptea, riscă să ajungă direct la spital. Din această cauză, bătrânele din sat spun că nu merg de ani buni la slujba de seară de la biserică. Primarul dă neputincios din umeri, din lipsă de fonduri, iar la Consiliul Raional nu am găsit niciun responsabil cu care să discutăm. Drumurile rămân o problemă în Moldova, iar cele din satul Capaclia, raionul Cantemir, nu sunt o excepție. Unele ulițe stau neschimbate de 10 de ani, ceea ce devine revoltător pentru locuitorii satului. Pe strada principală Dimitri Cantemir nu se mai poate circula nici cu automobilele, situația devenind tot mai degradantă. Această femeie, care trăiește de mulți ani aici, spune că tabloul pe care îl vede în fiecare zi când deschide poarta, pur și simplu este dezgustător. Cum e? N-am mai ales drumurile astea, nu poți să mergi. Erau cu mașini pe acest drum. Foarte, foarte greu. Și căsări se trecă. Trec mașini mari, se duc și trec pe aici și ani și scrap căsările prin căs, duc dosuri la căs, scrap, e dezastru și ei și anul evident cauza la drumul ăsta. Trec mașinile și
să nu mai margă mașini mari pe aici, că într-adevăr căsile să dărâmă. E foarte periculos, îți alunecă picioarele, mai ales seara vrem să ne ducem la vicerni, nu ne ducem din cauza asta, o grămadă băbuți. Ar trebui de reparat. Chiar apelăm chiar și la capăclenii de pretutindeni, am zis că s-ar putea și așa de făcut să ne unim noi Măhălaua, dacă statul, primăria nu ne susține. Am mers să stăm de vorbă cu primarul din Capaclia. Edilul ne-a spus că și el așteaptă o soluție. În luna februarie, de la Consiliul Regional, a fost la Direcția de Construcție, măsurat, adică ce lungime are drumul și cam cât bani ar fi necesar de, pentru a aloca pentru reparații. Dar încă nu am primit niciun răspuns. Ni s-a spus că în aprilie o să înceapă procedura de... Știți că este întâi achiziții publice, adică cine o să câștige, dar încă nu am nicio informație. Am mers să discutăm cu responsabilii de la Consiliul Raional Cantemir pentru a întreba ce planuri au cu drumurile din satul Capaclia, dar nu am găsit pe nimeni, deși era ora 4, adică până la sfârșitul zilei de muncă mai rămânea o oră. Menționăm că guvernul a anunțat că a alocat peste 1,6 miliarde de lei pentru întreținerea și reparația drumurilor publice naționale. Din toți acești bani se pare însă că nu s-au găsit câțiva și pentru satul Capaclia. Câteodată putem spune că de la București se aude mai ușor cuvântul sângerei. Ne-a spus conducătorul ansamblului de dansuri populare Hecenii, care a obținut Golden Buzz-ul la Românii au talent. Tinerii dansatori fac repetiții într-o sală deplorabilă. Nu au vestiar, podeaua se află în stare critică, la fel ca și tavanul. Pe lângă această problemă, conducătorul ansamblului muncește în ultimul an fără salariu. Guvernarea a auzit strigătele de ajutor ale copiilor. Numai după ce aceștia au impresionat juriul din România. Dar cel mai important este că în țară cel mai probabil mai există astfel de ansambluri, finanțare pentru care nu se găsește. Ansamblului Hecenii din raionul Sângerei au devenit favoriții juriului din România. Despre povestea lor a aflat o lume întreagă, însă mai puțin știau cei din Moldova. Ansamblul este din satul Heciul Nou, ce cuprinde 80 de copii, începând cu vârsta de 4 ani până la 18 ani. Povestea lor începe dintr-o sală simplă ce face parte din încăperea primăriei. Dionisei Cobâlaș, conducătorul grupului, ne-a arătat sala de repetiții unde în decurs de 13 ani a depus efort pentru meritul de azi. Pardoseala care o avem la dispoziție este una destul de veche și respectiv amenajată în înclinații, ceea ce este o dificultate pentru noi. Mai mare problemă pentru noi este și tavanul, acoperișul propriu zis, care are fisuri și în momentul în care plouă afară, suntem plouați și noi în incinta casei de cultură. Avem doar această cameră unde păstrăm costumele. Respectiv, avem și un număr foarte mic de costume, avem 15 costume la 80 de copii. De cealaltă parte, autoritățile raionale s-au scuzat prin faptul că nu cunoșteau de condițiile în care activa ansamblul și niciodată nu au avut plângeri. După ce am văzut această prestație minunată, acești eroi, mici eroi, evident că ne-am autosesizat. Luni dimineață, la prima oră, am mers în localitate, am văzut care este starea în
Casa de Cultură din această localitate. Am făcut un deviz de cheltuieli, de când eu am preluat funcția de președinte, de când activează actuala componență a Consiliului Raional, din partea ansamblului Hecenii și din partea primăriei comunii Heciunou, nu a fost niciun demers în adresa noastră, că noi să intervenim cu careva susținere financiară sau de alt gen ca să-i susținem pe acești tineri. De cealaltă parte, coreograful susține că s-au adresat la autorități de nenumărate ori, însă fără un rezultat. Noi niciodată nu am avut pretenții la cei de la administrația publică locală din nivelul 2. Ideea cea mai principală a fost că în momentul în care noi am vrut să participăm la proiectul Satul European, a fost nevoie de un simplu demers înaintat pentru Consiliul Raional ca să aloce surse financiare pentru proiectul tehnic care ar permite renovarea acestei clădiri. Respectiv, când am solicitat acest lucru, a fost refuzat. Și unul dintre moderatorii emisiunii României Au Talent, în intervenția sa de după Golden Buzz, în momentul în care le spunea povestea, menționează despre resursele tăiate. Vreau să știți adevărul până la capăt. Cel mai nefericit moment pentru ei a fost când unii mai puternici au decis ca ansamblul invite prea multe resurse locale. Așa că au hotărât să sisteze cursurile. Astă seară, copiii au dansat pe viață și pe moarte, s-au răzbunat pe podeaua veche din satul lor și au rupt scena Românii Au Talent. Abia după ce tinerii au devenit virali pe internet, s-au implicat și autoritățile centrale. Președinta Maia Sandu s-a întâlnit pe 8 aprilie cu ansamblul Hecenii, pe care i-a felicitat pentru prestația lor la București și a promis să-i ajute. Astăzi, 10 aprilie, la ședința Guvernului, premierul Dorin Recean a solicitat ministrului Educație Dan Perciun să pregătească o hotărâre de guvern care să permită alocarea a 1,3 milioane de lei din fondul de rezervă pentru reparația sălii în care se antrenează membrii ansamblului Hecenii. Dar să luăm în seamă că există încă multe astfel de ansambluri care nu sunt atât de norocoase și așa vor rămâne dacă povestea lor nu va fi spusă pe scena vreunui concurs de peste hotare. Reamintim că în ediția de 5 aprilie a emisiunii Românii Au Talent, Hecenii din Sângerei au obținut Golden Buzz-ul și au fost trimiși direct în semifinala competiției. Ansamblul a prezentat pe scenă un dans popular care a durat circa 4 minute. Numărul a impresionat membrii jurului și publicul care au aplaudat artiștii în picioare. Hecenii au devenit primul ansamblu de dans din istoria concursului de talente, care a obținut Golden Buzz-ul. Doamnelor, domnilor, atât pentru această oră. Cu noi informații vă aștept la jurnalul de la 17. Urmăriți-ne în continuare pe pagina noastră de Facebook, rețeaua X, Instagram, TikTok și Telegram sau ne puteți urmări online pe site-ul canal5.md, rubrica Live. De asemenea, Canal 5 a lansat o petiție online care poate fi semnată de oricine se opune cenzurii și încălcării dreptului la libera exprimare. Documentul poate fi găsit pe site-ul canal5.md, precum și pe pagina noastră de Facebook. Eu sunt Victoria Pietraru și vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți o zi minunată!